Salut, bă băie, și bine v-am regăsit la un nou episod de 5M's de pe serverul Doom România Roleplay. Nu uitați să apăsați și voi butonul de like și de subscribe, așa forță. Astăzi v-am pregătit ceva special cu Nea Mitică, că l-avem și pe aici pe Dani. Deci, mă, Dani, ești pregătit să mergem astăzi? Da. Am vorbit cu rușii și ne-au pregătit armele, mi-au dat mesaj că putem să mergem să luăm armele. Ești pregătit? Desigur, hai da. Hai să Hai mergem. să ne. Mergem, băieți, până la ruși să ne recuperăm armele, așa că nu uitați să bușiți butonul ăla de la, îi rupeți-l, cum l-ați făcut și azi dimineață, ieri de dimineață. Să strângem 200 de like-uri, 300 acolo, forță. Nu uitați că în descrierea acestui episod avem niște link-uri speciale cu Eneba, iar vă rog frumos să vă duceți să vă uitați, că e o mare reducere, GTA 5, foarte, foarte ieftin. Hai să dăm drumul la roleplay. Ce mai zici, mă, Dani? Toate bune și frumoase? Da. Parcă La de ce ce? mașină? Da. Parcă de ce voia să iei armele pe noi? Păi vreau așa. Am vorbit cu liderul la mafia rusă. Știi că rușii Așa. au arme de calibru mare. Da, știu. Eu vreau să merg să le iau pentru a-l omoră pe bebe Moise. Ok. Vreau să-l omor pe bebe Moise. Sper să nu fie Ok. poliția la vama aici, că e de rău. A, e liber, e Da. liber, e perfect. Mai ai și un pistol la mine, ca să... Eu am, stai calm, o luăm pe partea asta. Hai că mai avem puțin și ajungem. Mergem, băieți, să luăm armele de la ruși, că ne-au dat mesaj să mergem să luăm armele. Și ce vreau să zic, o să mergem cu armele peste bebe Moise să-l distrugem, să-l omorâm efectiv, să nu mai fie pe pământul ăsta. Să nu mai existe bebe Moise, să nu mai existe mafia Curcubeu, să nu mai existe absolut nimeni. Așa că rupeți butonul ăla de like și de subscribe. Hai că mai avem încă puțin aici la Aici stânga la și gata. da. Sper să-i găsesc pe domnii aici. Trebuie să vedem unde să ducem armele, să nu ne vadă poliția, dar avem noroc că e liber acolo. Avem noroc că la vama e liber, e Știi ce liber. aș vrea de la tine? Poftim? Știi ce aș vrea de la tine? Ce anume? Să-mi zici porecla mea. Care ești? Armando, Armando, Armando. așa, Armando. Pa. Avem ceva în față aici. Să ăștia sunt rușii. Dar cred că sunt rușii, Armando. Cred că da. Ăștia sunt, ăștia sunt. Uite. Întrerupem acest minunat episod, băieți, pentru că vreau să vă fac un mare anunț. Eneba.com este o nouă piață de jocuri cu peste 10.000 de produse digitale, cu interes din ce în ce mai mare pentru a-și extinde piața din punct de vedere al jocurilor. Eneba.com va aduce cea mai tare ofertă de piață a oricărui titlu, nou sau vechi, și cu ajutorul Trustpilot puteți să fiți siguri că primiți codul de la jocul dorit. Eneba.com consideră că clientul nu ar trebui să-și facă griji cu codul să funcționeze, fiindcă aceștia au un suport 24 din 7 live pentru a șterge oricare preocupare pe care le-ați putea avea cu privire la achiziție. Cum puteți vedea și noi aici, cum putem vedea și noi băieți aici, avem o multitudine de jocuri pentru Steam, pentru Xbox, PSN jocuri, Nintendo, Origin, Uplay, Epic Games, tot felul de jocuri, băieți, acțiune, lupte, aventură, curse, RPG-uri, tot ce doriți voi. Avem carduri cadou, Steam carduri, Xbox Live, PSN carduri, Nintendo eShop carduri, tot pentru diferite platforme, chiar și puncte pentru jocuri, pentru Xbox, pentru PSN, Origin, avem jocuri și pentru Xbox, desigur, pentru că e o mare varietate de jocuri. Pentru diferite platforme. Xbox Live Gold, Xbox Live Europa, carduri de pe țară, abonamente, descoperă după preț, carduri cadou, PSN, la fel, băieți, adică PSN-ul este un PlayStation, ca să fie pentru Nintendo, chiar și software. Dacă vreți să vă jucați, avem GTA 5. Căutăm aici frumos GTA 5. E destul de ieftin, cel mai ieftin, GTA 5, pentru Rockstar Games, EA Global. 8,66 euro. Intrăm aici frumos. E chiar foarte ieftin, băieți. Platforma eneba.com are locuri foarte, foarte ieftine. Dăm pe cumpără. Ce vreau să vă arăt, băieți, aici. Vreau să folosiți și voi un cod de reducere. Uitați că vi-l las acum. HD Gaming. Scriem aici T. Deci HD Gaming T.
este codul de reducere al meu, dai pe aplică și se va face o reducere de eu și nu știu cât, de 3%. Puteți plăti cu Google Play, cu card sau debit, PayPal, PaySafe, tot felul de ce doriți voi băieți aici. Deci Eneba are o gamă foarte mare de jocuri video. Folosiți codul HDGAMINGT pentru 3% reducere pe eneba.com. Linkurile le aveți în descriere. Eu băieți aici, mamă, ce-o aici, mamă. Bună ziua! Salut! Bună ziua! Bine v-am găsit! Domnilor, am venit în legătură cu armele care le-am vorbit cu domnul lider de la dumneavoastră. Da, sunt în spate, după. Ce vreau să vă zic că i-am plătit șefului. Mi-a zis să mă prezint aici, că... Mamă, mă, sună și fix. Că veniți dumneavoastră, că el e plecat din oraș de câte am auzit de nu știu câteva zile. Și mi-a zis că mi-aduceți dumneavoastră armele. Da, da, sunt în spate. Vă rog să trageți mașina să, și să deschideți portbagajul. Noi, da? Da, da, da. Ok, stai aici, Armando. Da, da. Să deschid băieți, că au zis că... Domnul Săriți-vă și aduceți armele. Deschid domnul Săriți că aveți o gumă lipită de picior. Ce să fac cu are aici? Iar oare merge, mă, să dăm asta? Opa! Dacă nu mai au loc, să le puteți băga și aici în portbagaj. Cred că elea două cutii. Armando, mă auzi? Da, da, da. Să iei tu duba. O să iau, o să iau. Sau las că o iau eu. Băgați-o băieți aici, băgați-le aici, așa. Și iau eu mașina? Ia uite, au intrat toate. Armando, iei tu eclipsul. Okay. Iau eu duba și mergem la casă, ok? Ok. O urmărești. Ok, okay. Dă-mi cheile. Ia. Vine-le aici. Mersi. Stai ușor că e mai veche, e din 95. Da, da. Domnilor, vă mulțumesc pentru colaborare. Și vreau să-i mulțumesc și șefului dumneavoastră pentru aceste arme. Și o să vă rămân dator în continuare. O să-i transmitem acest lucru. Vă mulțumesc mult de tot, să aveți zi frumoasă pentru în continuare. Mulțumim la fel. Cheile sunt în dubă, da? Da, 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 sunt în contact. Ok, mulțumesc. Da, să închid pe din spate. Opa. Idem băiețuș. Mamă, Bebe Moise, suntem. După tine vin, Bebe Moise. Opa. E frumoasă. Hai după mine. Mamă, am luat armele, băieți. Nu vin băieții. Mamă, uite-le în spate. Mamă, ce e aici? Volele, Bebe Moise, după tine vin. După tine vin, Bebe Moise. Am armele pregătite. Doar mai trebuie să mai strâng niște băieți. Ne asigurăm aici frumos. Trebuie să le ducem la casă. În Sandy. Nu în Sandy, în... zice, ba da, în Sandy. Sandy, în Sandy, fix aici în față. Avem de mers ce-i drept. Nu uitați să pușiți și voi butonul ăla de like și de subscribe acolo. Forță, forță. E Dani, mă. Am pierdut pe Dani. Am pierdut pe Dani, boss. Bă, Dani! L-am pierdut pe Dani, mă. Îl pierdusem pe Dani. Hai să vină. Haide. Îi dau tare, îi dau. Sunt puși în spatele meu, cred că se duc în oraș și ei. Facem stânga. Păi da. Suntem pe serverul Doom România Hard Roleplay, băieți, aveți IP-ul serverului în descriere, tot ce vă trebuie le aveți în descriere, Discord, tot, vă invit să intrați pe server. Are multe chestii noi, are joburi noi, are tot ce vă doriți, băi, efectiv tot. Mașini noi, are foarte multe mașini, exemplu Eclipse-ul ăla care e din Fast and Furious. Alo, cum e zice, alo, Paul Walker, man, bine. Mă bâlbăi la ora asta. Mergem, am luat transportul. Cât are arme sunt? Două. Troncă-ne mașina. Ce are, mă, de troncă-ne halul ăsta? Nu știu cum face. Olele, ce ură face. Ce avem pe aici? Avem pomi. Mamă, mamă, ce-a pus primarul ăsta. E foarte șmecher primarul dacă a pus. Opa, i-avem și pe rușii în spate.
vă ardem puțin mai tare. 30 de km pe oră. Ce troncă-ne, what the fuck, cred că... Ne-au făcut ceva rușii la mașină. Eu asta cred că ne-au făcut ceva. Ha. Așa, să nu ne mai apară și chat-ul. Uite, ia uite, mamă, cum s-au dus glonți. Haide, că vin și eu după voi, boșilor. Mamă, și Armando în spatele meu. Îi dau și-o tare, îi dau să sară. Avem aici SMG-urile, pistoalele, tot. S-au dus și rușii noștri. Pe altă cărare. Aici face și noi dreapta. Mergem la casa, băieți. Eu avem noi acolo. Retrasă. Lângă mina părăsită, ca de obicei. Acolo am un plan foarte mare, băieți. Vreau să strâng 100 de oameni să mă duc peste Bebe Moise, dacă voi reuși. Să-i stric toate planurile. Toate planurile vreau să-i le stric în acest oraș. Toate planurile vreau să-i le stric. Am luat arme, am peruși de partea mea. Din câte am văzut, și Bebe Moise a cerut arme celor de la ruși. De asta nu e ok, înseamnă că și el e destul de înarmat ca ceilalți mafioți. E puțină frică, doar că Neamitică câștigă întotdeauna. Cine e de partea lui Neamitică, să lase un like și un comentariu acolo. Hashtag țin cu Neamitică. Dacă încă vă mă uitați la acest episod mirobulant. Am ajuns la casa mea minunată. Ia uite aici. Băgăm cu spatele. Băgăm cu spatele aici. Fuck. Mai dau? Cam atât. Opa! Hai să bage și... Băgăm pistolul aici. Dă-i, că merge Armando. Dă-i. Dă-i mai în spate, dă-i. Dă-i. Opa, atât. Oi, Armando. Da. Ne-au dat, bă, băieți, 60 de SMG-uri și 20 de pistoale. Păi, ia, las că e bine. Ia uite ce am aici, l-am luat din spate. Uite. Aha. Om, bă, da, trage, trebuie să... Trebuie să o încarc la loc. Au, ce e aici? Stai să deschid ușile, hai să ne uităm în spate, să vezi și în spate aici, de cutii. E plin de cutii în spate. Hai că le-am deschis și eu, dacă... Hai să luăm câte o cutie să le ducem. Nu, că le lăsăm aici, momentan, în mașină. Ok. Dar uite, să-l vezi cât de frumoase sunt. Au și aici, înseamnă că sunt de calibru mare. Cred că în cutia cea mare sunt armele de calibru mare. Celelalte sunt munițiile și pistoalele. Sper să nu ne fi dat țeapă. Nu cred, că eu am încredere în ruși. Eu am încredere în ruși, cum să fac așa ceva? Am mai fost prieteni, am mai fost prin Rusia. Da. Păi eu mă duc, că mă doare foarte tare stomacul, mă duc până în spate. Ok. Încearcă și tu un pistol să vezi cum trage. Da. Până aici, au ce se vede aici. Mamă. Ți-ai minte, băieți, casa asta? Mamă, cum se aud. E bun. Mamios, e bun. Băieți, cam ăsta a fost și episodul pe ziua de astăzi. Nu uitați să rupeți butonul ăla de like și de subscribe. Ajută enorm. Să verificați și linkurile din descriere. Să aveți zi frumoasă în continuare. Pa!